Suntem în Duminica Mulțumirii. De seară vom aduce Domnului jertfa mulțumirii noastre. Însă în această zi îngăduiți-mi să încep cu o întrebare. Sunteți mulțumiți? Cine e cu adevărat mulțumit să ridice o mână sus? Domnul să vă binecuvânteze! Un uh, turist plecat de la oraș și a ajuns într-un sat. În satul acela în care a ajuns s-a făcut o constatare extraordinară. Erau mulți oameni care erau cu rufele la spălat. Și acolo aveau un izvor cu apă caldă și, interesant, foarte aproape era un izvor cu apă rece și femeile spălau rufele acolo în apă caldă, după aceea le clăteau în apă rece și stând de vorbă cu unul dintre cei ce și-a însoțit soția la spălat de rufe, i-a zis, domnule, da, ce binecuvântați sunteți în satul acesta, să aveți izvor și de apă caldă și izvor de apă rece. Și a stat omul a clătinat din cap și a zis, da, dacă ar fi și să pun. Cam așa suntem noi oamenii adesea. Și astăzi, dragii mei, aș vrea să înțelegem că ceea ce poate să ne facă bine cu adevărat este sentimentul mulțumirii. Zicea psalmistul altădată, sufletul meu e ca unui copil încercat care stă lângă mama lui. La pieptul mamei. Câtă mulțumire poate să aibă un copil când e acolo, în locul acela dorit de el. Și noi, frații mei, surorile mele, vreau să știți că am fost puși în Hristos. Și nicăieri nu e mai bine decât în Hristos. Din nefericire, mulți oameni își trăiesc viața mereu, mereu tânjind după altceva. Tolstoi are o bucată literară în care la un moment dat spune că un mare latifundiar, un proprietar de pământuri, de terenuri multe, a făcut un anunț țăranilor din zona lui și a zis, am să dau atâta pământ omului cât poate să cuprindă el într-o zi întreagă. Să se ducă de la răsăritul soarelui până la apus, să se întoarcă înapoi și atâta pământ îi dau. Bieții oameni doritori de pământ au pornit. Unul dintre ei s-a dus, s-a dus se uita unde-i soarele și zicea, cred că pot să mă duc mai departe, să înconjor mai mult pământ. Și s-a dus și s-a dus și la un moment dat zicea el, cred că mă ajunge timpul ca să mă întorc până la Sfințit, acolo la Stăpân. Am să mă mai duc, poate mai prin câțiva metri pătrați. Și s-a mai dus și s-a mai dus. Și a văzut că soarele începea să coboare. Și a zis, trebuie să mă întorc înapoi, dar întorcându-se înapoi, a trebuit să grăbească, să grăbească, să grăbească ca să ajungă la sfințit în punctul de plecare. Când a ajuns acolo după efortul acela nespus de mare, a căzut jos și a murit. Și a venit omul acela și a zis, vedeți de cât pământ are nevoie un om? Doi metri. Realitatea, dragii mei, este aceea că trăim într-o lume care cultivă nemulțumirea pe scară largă. Eu v-am întrebat cât sunteți mulțumiți. Dar știți ceva, nu vă cred pe toți. Să nu vă supărați pe mine, dar nu vă cred pe toți. Pentru că uitați-vă, dumneavoastră o simplă reclamă pe care o vezi, așa e făcută ca să te facă să tânjești, să-ți dorești. Atâția oameni sunt astăzi nemulțumiți. Unii sunt nemulțumiți cu statura lor, cu înălțimea lor și caută să poarte totdeauna înălțători. Alții sunt nemulțumiți cum arată. Și vai, industria cosmetică nu cred că a fost vreodată mai prosperă decât acum. Pentru că oamenii se străduiesc să arate altfel, să arate grozav. Și vieții oameni aleargă după mulțumire, după fericire, ca după fata Morgana, pe care nu ajung niciodată. Însă astăzi, dragii mei, vreau să închei mesajul acesta, am spus, vreau să-l închei, aducându-vă aminte că este un izvor de fericire și de mulțumire. Însă până atunci, îngăduiți-mi să pun înaintea dumneavoastră a tuturor câteva din rețetele lumii pentru mulțumire, ca să înțelegeți cât de false sunt și cât de octrăvitoare sunt ele. Uitați-vă, lumea va veni să ne spună așa, ca să fii mulțumit, trebuie să ai lucruri multe, anumite lucruri, pentru că lucrurile îți pot da satisfacția. Știți ceva? Cine iubește banii, niciodată nu are destui. Sunteți de acord cu mine? Dar niciodată nu are destui. Era celebrul miliardar care la un moment dat a fost întrebat, dar bine, dar cât e destul? Și zicea, încă un dolar. Încă unul. Cine, cine iubește bogăția nu are niciodată destul. Solomon a încercat toate lucrurile ca să-i aducă mulțumire și fericire. Și zice el în Eclesiastul 5 cu 10 așa, Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Gândește-te, nu trebuie să răspunzi cu voce tare. Cum răspunzi tu la întrebarea ce m-ar putea face fericit și mulțumit cu adevărat? Încearcă să-ți răspunzi. Posibile răspunsuri. Bani. Nu trebuie bani să am nevoie de o casă, am nevoie de o mașină, am nevoie de un partener de viață, am nevoie de o promovare, de o poziție, am nevoie de o rezolvare în cutare situație. Știți ceva? Solomon pe toate acestea le numește deșertăciune și goană după vânt. Vă rog să citiți Eclesiastul capitolul 2 și 3 și veți vedea Solomon le-a încercat pe toate și a zis: Am încercat asta, crezând că voi fi mulțumit și fericit. N-a funcționat. A încercat cealaltă. N-a funcționat. Dragii mei, sunt în lumea aceasta oameni care le-au pe toate. Sunteți de acord cu mine? Sunt oameni care chiar le-au pe toate. Gândiți-vă la. Celebrele, cele, celebrele staruri hollywoodiene. Gândiți-vă la ele. Și dacă vă aruncați privirea din când în când peste o știre, peste ceva, veți vedea cum își trăiesc viața. N-au fericire și apelează la drog. N-au fericire și apelează la supradoză. Și nu puțini au ajuns să sfârșească în mod dramatic. Spun aceasta, dragii mei, ca să înțelegem că e falsă rețeta aceasta care spune mai multe lucruri, mai multul îți va da fericirea. Era o vorbă înțeleaptă spusă de cineva care zicea așa, secretul fericirii este nu să faci ceea ce-ți place, ci să înveți să-ți placă ceea ce faci. Și am zis, deșteaptă vorbă. Secretul fericirii nu este... Uh, aceea de a înțelege că trebuie să faci ceea ce îți place. Și secretul fericirii este să-ți placă ceea ce faci. Și dacă parafrazăm asta, secretul mulțumirii nu este să ai ceea ce îți place, ci să înveți să-ți placă ceea ce ai. Asta e cheia: să înveți să-ți placă ceea ce ai. Și atunci vei trăi o mulțumire și vei zice, Doamne, îți mulțumesc și pentru asta și pentru cealaltă. Rețeta lumii vine pe de altă parte să zică, dacă aș avea mai mult, un pic mai mult, mi-aș rezolva lucrurile și atunci chiar aș fi mulțumit. Dar tot înțeleptul Solomon spune în Eclesiastul așa, când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le mănâncă și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii. Este foarte greșit să crezi că având mai mult vei fi neapărat mulțumit. Știți cum e omul? Omul acela care umblă pe jos, stă și zice: "Doamne, dacă aș avea eu o bicicletă, ce bine ar fi. Atunci chiar aș fi mulțumit." Și după ce are o bicicletă, știți ce zice? Da, da, e forță, să dai din pedale, dacă aș avea măcar un moped, un, știu eu, un... ceva cu tracțiune, cu motor, ar fi mai bine. Și ajunge să o aibă și pe aia. Și după aia zice, ah, dacă ar fi motocicletă din aia, vum, vum, aia da. După aceea vine altceva, dacă aș avea ceva să nu mă plouă când e vremea rea. O mașină și de care o fi ea, da să fie o mașină. Și după ce e mașină, îi trebuie altfel de mașină. Și așa mai departe. Dragii mei, niciodată nu se termină cursa aceasta după mulțumire dacă urmăm rețeta lumii. Niciodată nu se termină. Cu cât ai mai mult, în realitate, ai mai multă bătaie de cap, ai mai multă responsabilitate. De aceea eu spun, bine este omul să fie mulțumit, așa cum este el în starea în care se află. Dacă este aici să fie mulțumit, dacă este aici să fie mulțumit, dacă este aici să fie mulțumit. Vedeți, dumneavoastră, îți dorești probabil și stai și zici, oh, tot lucrezi pentru patron aș vrea să am propria mea firmă. Și ce o faci? Și după aia, dintr-o dată, constați că mai ai de plătit cel puțin un contabil. Deci, oh. Și după aceea ajungi la concluzia că nu merge dacă nu angajezi pe cineva care să, și așa mai departe. Goana aceasta, după mai mult, e o iluzie a mulțumirii. Niciodată nu vom fi cu adevărat mulțumiți respectând această rețetă ale, a lumii care spune dacă aș avea mai mult, aș rezolva și ar fi mai bine. Alții spun, dacă aș avea mai multă pace, atunci ar fi tare bine, dar ca să am mai multă pace, ar trebui să am mai mult. Că dacă am mult, atunci am și pace, nu tot alerg, nu mă tot zbat Dragii mei, tot Solomon, mă duc tot la el. Uitați-vă ce zice în Eclesiastul 5 cu 12. Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Dar pe cel bogat nu l, -l lasă îmbuibarea să dormă. Câți dintre dumneavoastră, eu primul care ridic mâna sus, câți dintre dumneavoastră n-ați putut să dormiți în vreo noapte pentru că ați avut o masă bună, bună, Așa e. Pe ceilalți Domnul să vă binecuvânteze. <laughs> Vedeți dumneavoastră ce înseamnă mai multul acesta? Trăim iluzia că dacă vom avea mai mult, să vezi ce pace vom avea noi. Nu. Nu în asta stă pacea și mulțumirea. Nici de cum, dragii mei. Cel ce are puțin câteodată doarme fără grijă. Stăteam de vorbă cândva cu un om pe care îl invidiau mulți pentru că era om de afaceri și se uitau cu invidie unii spre el. Și a stat toată de vorbă cu mine și a zis, frate Nelu, numai eu știu câtă frământare am când vine ziua de salar, că sunt atâția oameni care au copii, lucrează pentru mine, au copii și eu nu pot să-i trimit acasă oricum. Dar eu știu că n-am reușit să fac vânzări, n-am reușit să fac asta. Și am zis, Doamne, câtă frământare are până la urmă și un om de afaceri. Și să stai să invidiezi și să stai și să zici, dacă eu n-am cât el și așa mai departe, nu sunt mulțumit. Bine este omul să fie mulțumit în starea în care l-a Domnul. Asta nu înseamnă să nu căutăm binecuvântările lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, căutând binecuvântările lui Dumnezeu, nu cârti, nu fi nemulțumit, ci caută binecuvântarea Domnului într-o atitudine de mulțumire și zi așa, Dumnezeul care mi-a dat atâta, el poate să-mi dea și mai mult, dacă vrea. Pentru că vai pe câți mai multul i-a dărâmat și a dărâmat în mod dramatic. Mai multul nu este întotdeauna binecuvântare. Citeam despre Rockefeller, marele miliardar, care la 53 de ani. A ajuns într-o condiție de sănătate foarte gravă, din cauza stresului, a frământării, să facă și să dreagă la 53 de ani, mânca numai biscuiți și lapte, că organismul lui nu suporta altceva. Nu-și dormea nopțile din cauza grijilor. Și la un moment dat cineva i-a dat rețeta așa a zis, începe să împrăștii. Și când a început să împrăștie, aceasta era mărturia scrisă, când a început să împrăștie, omul acesta a început să se facă bine a început să se facă sănătos, pentru că a căpătat un sentiment de mulțumire de altfel. De ce credeți că zice Scriptura că e mai ferice să dai decât să primești? De ce? Pentru că este o mulțumire, este o stare de pace atunci când dai. Și omul acela a ajuns să trăiască până la 93 de ani. După ce a învățat că se pot face lucrurile și altfel. Unii zic, dacă aș avea mai mult, aș avea siguranță. Aș avea mai multă siguranță și asta mi-ar aduce mulțumirea. Mă întorc la același Solomon, cât de înțelept este Solomon. Ăsta le-a încercat pe toate. Vă rog să citiți cartea Ecclesiastru și veți rămâne uimiți. Știți ce zice Solomon în capitolul 5, de la versetele 13, începând? Zice, este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate pentru nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și aceasta este un mare rău, anume că se duce cum venise și ce folos are el că s-a trudit în vânt. Ba încă toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Era o legendă persană despre un oarecare al Hafed, care și-a dorit neapărat să găsească el diamante, ca să poată să fie el mulțumit și fericit. A auzit despre diamante și a pornit în lume să caute diamante. Și legenda aceasta spune așa, s-a dus peste tot, a umblat ani mult și târziu în viață s-a întors, cu mâinile goale, dezamăgit, s-a întors acasă. În curtea casei lui și-a luat un scăunel, s-a așezat trudit și dezamăgit și dintr-o dată, întorcând ochii, a văzut ceva strălucind acolo în curtea casei lui. Și zicea povestea, a găsit acolo diamantul. Bine, dragii mei, adevărata fericire, adevărata mulțumire, o putem găsi acolo unde suntem și așa cum suntem, dacă vom înțelege că peste noi trebuie să vină binecuvântarea lui Dumnezeu. Ea este cheia mulțumirii. Și acum, dragii mei, vreau să vă citesc un cuvânt pe care îl scrie Sfântul Apostol Pavel. Vă rog să fiți atenți. Filipeni, capitolul 4, versetele 12 și 13. Știu să trăiesc zmerit, și știu să trăiesc în belșug. Ce spune Pavel aici? Unora le a dat belșugul, slăvit să fie Domnul pentru asta. Altora le e dat starea mai smerită, slăvit să fie Domnul pentru asta. Pe toate le dă Dumnezeu și zice Apostolul Pavel, din nou repet, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Și încheie el zicând pot totul, adică toate acestea le pot prin Hristos care mă întărește. Frații mei și surorile mele, trei gânduri. Unu. Mulțumirea se învață. Apostolul Pavel zice, m-am deprins să fiu mulțumit și așa, și așa. Mulțumirea se învață, însă învățarea presupune consecvență. Aș vrea să înțelegem ceva. E păcat să ne trăim viața într-o permanentă goană după aur, goană după mai mult. E păcat de ce ne facem rău nouă înșine. Starea de mulțumire sufletească. Starea de recunoștință adusă înaintea lui Dumnezeu ne face atâta bine din punct de vedere al sănătății. Vă rog să înțelegeți asta. Sănătatea noastră fizică este puternic influențată de starea asta de mulțumire. Veneam pe mașină ieri de departe și ascultam pe profesorul Dulcan. Probabil l-ați ascultat și dumneavoastră. Era doar o părere, nu e nu e neapărat o învățătură creștină, dar omul acesta în calitatea lui de medic, de neurochirurg, de uh, medic neurolog, omul acesta făcea remarca aceasta, starea noastră sufletească e cheie pentru sănătatea noastră fizică. E cheie. Ori, dragii mei, mulțumirea trebuie cultivată în viața noastră și ea poate fi învățată. Uitați-vă la Apostolul Pavel. El învață prin practicare. Zicea, m-am deprins să fiu mulțumit și când sunt flământ și când sunt sătul. Și când sunt în stare de neajunsuri și când sunt în stare de belșug. Ce l-a adus pe Apostolul Pavel aici? Înțelegerea faptului că el este în mâna lui Dumnezeu și că cel ce-i poartă de grijă și îi dă numai atât cât are nevoie, este Domnul. Vai pe câți oameni mai multul i-a dărâmat de tot, mai multul i-a dus la faliment spiritual și lucrul acesta este de o gravitate extraordinară. Vă rog să rețineți asta. Mulțumirea se învață. Frații mei, surorile mele, veniți să învățăm mulțumirea. Să stăm înaintea Lui Dumnezeu în fiecare zi, să ne uităm la ceea ce avem. Am învățat cândva o rețetă care se aplică la consiliere, se aplică când stai de vorbă cu oameni care uh, trec prin necazuri, prin crize majore, prin stări depresive, prin neputințe de un fel sau altul. Nu e rețeta mea, am învățat-o și eu de la alții. Ia o hârtie... Și începe să scrii motivele tale de mulțumire. Scrie 50, 100. Vezi, cu alte cuvinte, concentrează-te la ceea ce ai, nu la ceea ce n-ai. Când te concentrezi la ceea ce ai și începi să pui pe hârtie și să zici, am viață, mulțumesc Domnului pentru asta. Când vei pune pe hârtie și vei zice, mulțumesc Domnului că am un copil. Cam am doi copii, că am zece copii, mulțumesc Domnului pentru soție, pentru soț, mulțumesc Domnului că nu m-a plouat azi noapte, mulțumesc Domnului. Când te concentrezi asupra acestor lucruri și îți umpli inima de mulțumire, asta face bine sănătății tale. În satul în care am crescut, erau niște oameni bătrâni, dar o cântare pe care am învățat-o în copilăria mea, Cântau, o cânta și bunicul meu, Era, așa erau versurile ei, mai că vine să vă cânt, dar nu, nu vă dau ocazia să mă auziți cântând-o. Cântarea zice așa, fie-ne inima plină de laudă mulțumire, că ce ai să-i fii ne numește înduratul părinte. Dragii mei, până la urma urmei, ai ce cheia, să ne deprindem să fim mulțumiți în starea în care suntem. Că dacă ești nemulțumit, să nu crezi că se deschide cerul peste nemulțumirea ta și dintr-o dată curg diamantele. Nu! No. Decât că vei purta povara nemulțumirii. Și atunci, că ai mult, că ai puțin, învață să porți această bucurie a faptului că Dumnezeu a avut grijă de tine în felul în care a avut. Nu te uita în curtea vecinului să zici, da, dar de ce n-a avut Domnul grijă de mine ca de vecinul? Întreabă-L pe Dumnezeu asta când vei ajunge înaintea Lui. Și vai cum îți va arăta Dumnezeu și vei înțelege, vei înțelege atunci lucruri pe care astăzi nu le poți înțelege. Vei înțelege că Dumnezeu îi dă fiecăruia cât poate să ducă și cât trebuie să aibă. Așa poartă Dumnezeu de grijă. Un alt lucru pe care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră. Un alt gând, pe lângă acela că mulțumirea se învață, al doilea e că mulțumirea este o atitudine și ea nu depinde de circumstanțe. Pavel era în închisoare când le scria filipenilor. Era în închisoare. Și totuși le scrie de acolo, eu m-am deprins să fiu mulțumit și când sunt flământ și când sunt sătul. M-am deprins să fiu mulțumit în toate circunstanțele. Dragii mei, spun aceasta pentru că știu că există văietători de profesie. Oameni care orice ai face, oricum mai pune-o, ăsta e primul lor cuvânt, cred că v-am spus și altă dată, cunoșteam o, o soră pe vremuri care era, când își deschidea gura era numai vai și eram cu un prieten în tramvai, și sora venea cu plasele de la cumpărături, a urcat în tramvai, ne-a văzut, a venit în partea aia și am și dat un cot prietenului meu, colegului meu, să vezi cum se vaietă. Și fiți atenți, a venit acolo și primul cuvânt, fai ce scump e tot. Dar erau plasele pline. <laughs> e ciudat, sunt oameni care sunt văietători de profesie. Asta nu ne aduce sănătate, nici împlinire. De aceea vă chem în această duminică a mulțumirii. Vă chem să înțelegem că mulțumirea este o atitudine și ea nu trebuie să fie motivată de circumstanțe. Putem să fim mulțumiți pentru că îl avem pe Domnul cu noi. Un al treilea gând pe care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră, este că mulțumirea, adevărata mulțumire, este rezultatul încrederii noastre în Hristos. Ați văzut cum încheie Pavel cuvântul acesta, pot totul în Hristos. Pavel, cum poți tu să fii mulțumit și când ești flământ? Pot totul în Hristos care mă întărește. Pavel, cum poți să fii tu mulțumit și când ești în închisoare? Pot totul în Hristos care mă întărește. Pavel, cum poți să fii tu mulțumit și în sărăcie și în belșug? Pot totul în Hristos care mă întărește. Adevărata mulțumire, dragii mei, este rezultatul încrederii noastre în Hristos. Și în această zi a mulțumirii, sigur că de seară va fi o celebrare a mulțumirii noastre înaintea lui Dumnezeu aici. Vom avea un decor special, vom aduce rugăciuni de mulțumire către Domnul și jertfa noastră de mulțumire către Domnul. Dar până atunci, dragii mei, vă rog să înțelegeți ceva. Adevărata mulțumire se învață. Mulțumirea este o atitudine care nu depinde de circumstanțe și mulțumirea este rezultatul încrederii noastre în Hristos. Când te încrezi în Dumnezeu, găsești bucurie și mulțumire în orice circumstanță. Dragii mei, zicea omului Dumnezeu așa, Însă eu, psalmistul, însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer, afară de tine? Și pe pământ nu găsesc plăcerea în nimeni, decât în tine, Doamne. Dragii mei, când îl vom iubi pe Domnul mai mult decât orice, inima ne va fi plină de mulțumire. Și ascultați-mă bine. Astăzi ați ridicat o mână și ați zis suntem mulțumiți. Facă Domnul să rămână mulțumirea peste noi. Dar știu că mâine vom ieși la ale noastre și vom manifesta nemulțumire față de șeful care ne-a dat un proiect prea greu. Vom manifesta nemulțumire față de mama sau față de tata că nu ne-a dat ce am cerut? Știu că vom manifesta nemulțumire față de una sau de alta. Eu vreau să vă chem, dragii mei. Ridic cartea aceasta în sus, în fața dumneavoastră. Lăsați mâna voastră să fie apucată de mâna lui Dumnezeu. Lăsați ca viața voastră de fiecare zi să fie trăită cu Dumnezeu și cu el, ascultați-mă bine, în Siberia de ar trebui să locuiești, când este el cu tine, îți e bine. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne cerem iertare pentru toate situațiile în care n-am fost mulțumiți și să-i zicem Domnului, Doamne, dă-ne harul de a fi oameni mulțumiți cu adevărat.